În privința alegerilor parțiale care au fost anunțate de guvern pe data de 25 mai, simultan cu alegerile pentru Parlamentul European, putem spune că nici până în momentul de față nu avem un act normativ. Avem o ordonanță care a fost discutată în ședința de miercuri a guvernului, însă nu a fost trimisă la monitorul oficial. O ordonanță însă, ca orice alt normativ care a fost discutat de guvern, nu poate fi întoarsă din drum. Deci oricât s-ar încerca amânarea ei, până la urmă va apare. Ce prevede această ordonanță? Practic reia un articol care a fost declarat neconstituțional prin decizia numărul 503 pe 2010 a Curții Constituționale. Articolul respectiv spune că alegerile parțiale se desfășoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat, urmând a fi declarat câștigător. Ori din moment ce Curtea Constituțională a declarat întregul articol 48 17 neconstituțional, a relua acel articol nu face altceva decât să încalce Constituția. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor, senatori și deputați, domnilor președinți, prim-ministri, alteța voastră regală, doamnelor și domnilor ambasadori, stimați invitați. Vreau să felicit Parlamentul României pentru inițiativa de a organiza astăzi această reuniune excepțională, extraordinară. Cred că aici, sub cupola Parlamentului, este locul cel mai potrivit în care să discutăm și să reliefăm faptul că aderarea României la structurile nord-atlantice, alături de aderarea României la Uniunea Europeană, reprezintă cele două obiective fundamentale cele mai importante atise de România în ultimii 25 de ani. De asemenea, este locul în care putem să elogiem pe cei care au pus umărul, au făcut posibilă aceste două obiective și să exprimăm angajamentul generațiilor actuale de oameni politici care ocupă funcții în statul român față de valorile care au stat la baza integrării României în NATO și Uniunea Europeană. Pe 29 martie 2014, România împlinește 10 ani de când a depus la Washington instrumentul de ratificare a protocolului de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord. Aderarea oficială a României la NATO pe 2 aprilie 2004 a reprezentat un moment marcant în istoria contemporană a țării noastre, cu importanță deosebită. A însemnat împlinirea unuia dintre obiectivele majore ale politicii externe și de securitate ale României, de integrare în sistemul euroatlantic de securitate și valori, a însemnat recunoașterea României ca o țară care militează cu consecvență și fermitate pentru democrație. Istoria aderării României la NATO e deja veche, premisele ei fiind inițiate curând după Revoluția din decembrie 1989. Dacă până atunci România făcuse parte din Tratatul de la Varșovia, cetățenii români meritau să primească răsplata sacrificiului suprem făcut în Revoluție, iar speranțele și aspirațiile aderării lor la un alt sistem de valori să se îndeplinească. UDMR-ul deja din anii trecuți a fost în favoarea reducerii CASE-ului cu 5%, evident și a reinvestirii profitului, profitul reinvestit. La aceste decizii a agreat, aceste decizii acceptând programul guvernamental în care este prezent, sunt prezente aceste măsuri, ca și unele măsuri care țin de zona IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Noi suntem activi, vom avea un secretar de stat probabil care se va ocupa în mod direct de legătura cu Fondul Monetar Internațional, pentru că trebuie discutate și cu ei, și deocamdată această dată convenită și cu primul ministru de 1 iulie de introducerea acestor măsuri care vin în sprijinul mediului de afaceri, le vom sprijini și eu sper că de la 1 iulie vor fi introduse.
ne-am obișnuit atunci când avem spre dezbatere și adoptare un astfel de act normativ, ratificarea de protocol sau acord, să nu-i acordăm o prea mare importanță. Însă protocolul de față, care vizează un angajament pe care România și l-a asumat în fața partenerilor, alături de care a semnat Convenția Cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, obligă statul român la o serie de acțiuni guvernamentale în vederea implementării unor măsuri specifice care să conducă la îndeplinirea obligațiilor ce decurg în acest statut. Una dintre obligații se referă la adoptarea de către statul român a unei strategii pentru dezvoltarea turismului durabil în Carpați, prin care trebuie gândit un mix de acțiuni menite să promoveze Carpații drept destinație turistică prin susținerea destinațiilor, produselor și serviciilor turistice din acest areal. Chiar dacă această strategie a fost prezentată în cadrul întâlnirii grupului de lucru pe turism durabil din Slovacia 13-14 iulie 2013, în care au fost descrise foarte frumos toate acțiunile pe care România le va aplica în vederea atingerii obiectivelor, cred că nu este suficient.